Voi știți cine a câștigat, frate, alegerile în 2016? Conul Leonida, bre, pentru absolvenții de învățământ fără bacalaureat, care s-au anexat, vorba veoricăi, pe asistență socială. Conul Leonida e un personaj din opera lui Caragiale. N-am timp să vă spun și cine e Caragiale. Conul Leonida e cel care a spus memorabila: legea de murături e adicătele, nimeni să nu mai aibă drept să-și plătească datoriile. Asta e Republica. Trăiască și înflorească marea amnistie fiscală! Ura! 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 Sper că nu se află printre privitori și vreunul care și-a plătit cumva datoriile la stat. Adică speram să fiu singurul fraier. Asta e! Ce să vă fac? Vă mai și înghesuiți la ghișe în primele zile ale anului să fiți primii care își plătesc dările. Dar nu trebuia! L-a văzut cumva cineva, vreodată, pe fratele Negoiță cu teancul de hârtii în mână la coadă la ANAF? Mă rog, la cât are de dat la stat cu roaba de hârtii. Păi vedeți, ce înseamnă să fii informat, nenică? Cele două mâini lungi ale guvernării, domnul ministru de finanțe Teodorovici și consilierul Veoricăi, Darnicus Vâlcov, adică mâna care ia banii și cealaltă care îi ascunde în criptă, ne-au anunțat triumfători că se pregătește lege de murături. Vivat! Mare amnistie fiscală! Amnistia tutti quelli che stanno forando. Mă pregătesc de San Remo. Deci numai vreo 100 de miliarde de leușteni, pașii pusi. Ci că sunt nerecuperabili, să nu ne mai facem griji, nu te preocupa! Din bănetul ăsta doar vreo 3 miliarde sunt de la persoane fizice, printre care primul pe listă, cu voia dumneavoastră, Robert Negoiță, 232 de meleoane de lei, ale lei, voinicii mei. Ar mai fi și Marian Vanghelie, Videanu sau avocățelul poporului Victor Ciorbea. Și pe noi ne învățau mamele noastre că e bine să nu intri în noul an cu datorii. Dar ce vorbești, domnule? Ce vorbești? Dacă ai datorii, îți merge bine. Bei, mănânci, te plimbi prin lume, se trece datoria pe caiet și pac, vine Vâlcov și îngroapă caietul. La figurat, desigur. 35.000 de firme au și ele datorii la ANAF. Vreo 800 de meleoane să fie primit de la Nașumare, Electrocentrale București. 735 de meleoane la Complex Energetic Hunedoara. La ambele statul este acționar. Bă, asta îmi place mie, mă, la statul român. El face datorii, el și le șterge. Mamă, care faci gogoși, tu le faci, tu le miroși. Dacă s-ar putea să ne declarăm fiecare independența. Bă, ce trai neneacă pe banii băborului. A? Ultima amnistie fiscală s-a dat acum 3 ani. Concret, dacă ți achiți principala datorie, nu mai plătești dobânzile și penalitățile. Uite, uite, măi, băncilor reacționare, care percepeți dobânzi la credite de plătește un împrumut de casă în 130 de ani. Așa trebuie făcut, să se șteargă dobânzile. O singură întrebare aș avea. Ce se întâmplă cu datoriile nerecuperate de stat din prejudiciile lui Voiculescu, Udrea și alte celebrități libere ca pasărea cerului? Sau care trebuie să decoleze din pârnăi în curând? Pe baza codurilor nepenale, foste penale. Aud? Ha? Intră la amnistie, sper, nu? Că statul nu e pricinos și ranchiunos, statul român zice. Bă, bă. Uite, anul ăsta fac venerabila vârstă de 100 de ani fiscali? Și ca să sărbătoresc, șterg datoriile tuturor. Gata! Ce a fost, a fost, rămânem prieteni, mulțumim! Statule, fac eu oficiu să mulțumesc și din partea Antenei 3. Să sperăm că și celelalte state care au deluat bani de la România o să ia exemplu, să ne ierte de suta de miliarde împrumutate de conducători și neregăsită nimic. Dar am impresia că ea nu-s chiar atât de fraier, o să vrea banii cu tot cu dobânzi. Soluția însă e la îndemână. Îi trimitem în țările astea rele pe Vâlcov și Teodorovici. Își iau cetățenia acolo și păcălesc și statele respective, plus Banca Mondială și femeii, să ne șteargă datoriile. O să dureze ceva, dar promit că n-o să le ducem dorul. Coco știri.